Astăzi avem un invitat pentru care formula, mă rog, cam clișeizată, că nu are nevoie de nicio prezentare, această formulă s-ar aplica perfect. Totuși, eu o să încerc să îl prezint cumva pe domnul Adrian Cioroianu și o să încerc să fiu scurt. De ce? Pentru că vreau să profităm de prezența domniei sale la Pitești. Domnia sa vă va îndemna la final să puneți întrebări, deci vreau să fie, mai ales că tema invită la o dezbatere și cred că fiecare are ceva de întrebat sau de spus pe această temă. Dar asta la final. Până atunci vreau să spun despre domnul Adrian Cioroianu, care îi urez bun venit la Pitești, că s-a născut, știe, dar mai spun și eu o dată pentru dumneavoastră, pe 5 ianuarie 1967. Aici aș avea un punct comun cu domnia sa și eu sunt născut în 67, numai că și aici mai luat, e mai mare cu 2 luni și jumătate decât mine. Eu sunt născut în martie 67. Bun, a absolvit facultatea de istorie în 1993. Pe urmă a urmat o serie de burse care s-au finalizat cu un doctorat la universitate din Canada, din Quebec, Universitatea Laval, tema fiind legată de tot de comunismul românesc. Mi se pare că se cheamă mitul reprezentările și, mă rog, cultul conducătorului în lumea comunistă, focalizat pe cazul Nicolae Ceaușescu. De altfel, între temele sale predilecte, deci una dintre temele predilecte este istoria comunismului în România și în răsăritul Europei, iar alte teme sunt legate de ceea ce se cheamă propagandă imagine, deci discursul politic și propaganda în sistemul comunist ar fi una dintre teme, sau cultul personalității liderului comunist, și mulți dintre noi l-am trăit pe pielea noastră văzându-l toată ziua la televizor pe Nicolae Ceaușescu. Bun. Omul are foarte multe cărți, evident pe specialitatea sa, prima dintre ele este Pe umerii lui Marx, o istoria comunismului românesc, iar între cărțile care cred eu cele mai populare, să zicem așa, e cea care se intitulează Cea mai frumoasă poveste, e o carte care a apărut în 3 volume și care practic strânge sub formă de discurs emisiunile foarte șarmante pe care le ținea la televiziunea română și pe care am înțeles cu bucurie că vrea să le rea. Acele 5 minute de istorie în care prezentau un caz de obicei foarte relevant și foarte percutant. Despre carisma, despre talentul de showman, ca să zic așa, al domnului Adrian Cioroianu, nu cred că trebuie să mai zic, deja eu l-am simțit chiar din câteva replici pe care le-am avut până să intrăm aici. Deci cam aici ar fi domeniile de cercetare, cam acestea ar fi cărțile, evident că e prezent în multe culegeri de art, deci volume colective, pe teme de istorie, pe teme de politică, știți că a avut o activitate politică destul de intensă, e membru a Partidului Național Liberal, a fost ministru de externe și europarlamentar. Dar activitatea principală a domnului Cioroianu este activitatea de profesor la Facultatea de Istorie din București, pe care a și absolvit-o, cu specializarea istoria contemporană a României. E profesor de cel puțin 20 de ani acolo și asta e meseria de bază, pentru care sunt convins că e absolut dotat, ținând cont de carisma și claritatea, inteligența și alte calități pe care cred că le va demonstra și în conferința noastră de astăzi. Aș vrea să mă refer un pic la titlul Cea mai frumoasă poveste. Are o mărturisire undeva în care spune că l-a pasionat istoria pentru că l-au pasionat poveștile, povești pe care ulterior le-a asociat cu guma de mestecat, le-a asociat cu benzile desenate, le-a asociat cu Jules Verne, le-a asociat cu Marilyn Monroe și le-a asociat cu parfumurile. Pasiuni binare, ca să zic așa, dar care la domnia sa văd că se leagă foarte bine, eventual poate ne spune și cum se leagă. Bun. Tema conferinței de astăzi e, după părerea mea, foarte incitantă, se cheamă Noua dezordine mondială, era titlul unei cărți celebre pe vremuri și care a făcut furor în anii 60, Noua dezordine amoroasă. Se trăiau și atunci alt tip de dezordine. Asta e Pascal Bruckner și mi se pare că și Alain Finkielkraut. Cred că era cu 2 autori. Aia a fost o carte emblematică pentru anii 60 în Franța. Bun. Deci are așa, Noua dezordine mondială și are ca subtitlu post-comunism, post-capitalism, post-pandemie, post-pace, cu semnul întrebării.
trăim într-un post cam de mult. Cred că primul post a fost postmodernismul și de aici s-au făcut, dar se vorbește și de postcreștinism, de postartă, de postfilozofie. Practic acest post ne definește, dar în același timp definește și confuzia în care ne aflăm. În această stare de confuzie apar și fel și fel de explicații, fel și fel de teorii conspiraționiste și de aia cred eu că perspectiva unui istoric de profesie e absolut necesară pentru clarificarea lucrurilor. Faptul că subtitlul ăsta cu post se termină cu un semn al întrebării arată că incertitudinea nu a dispărut, că s-ar putea să mai urmeze alte posturi și în același timp invită la dezbatere pentru că autorul lasă deschisă problema, nu cred că ne propune o soluție definitivă, dar ridicarea problemei și clarificarea problemei mie mi se pare deja o contribuție importantă. Cam asta am avut de spus, îi dau cuvântul lui domnului Cioroianu, care îi mulțumesc încă o dată că e cu noi aici la Pitești și vă mulțumesc dumneavoastră pentru că niciodată n-ați fost în număr atât de mare. Aveam emoții, mi-au trecut deja pentru că eu am scăpat, acum e domnia asta. A scăpat ușor domnul Dragomir, dar s-a descurcat bine. Ascultați, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți aici. Evident că și eu aveam emoții. Mă gândeam, zic, mijlocul zilei, căldură, concedii, studenți plecați poate din oraș, elevi în vacanță, oameni care ies de la serviciu și merg la răcoare. Deci, realmente vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici. După cum, evident, datoria mea este să-i mulțumesc domnului Dragomir. La invitația domniei sale am aranjat această întâlnire și vă voi vorbi, planul nostru ar fi așa, să vorbesc în jur de 40-45 de minute, apoi să intrăm într-un dialog, deci realmente țin să dialogăm, dacă tot ne întâlnim într-o zi frumoasă, care sper să rămână o amintire frumoasă. Ascultați, eu o să vă vorbesc în linii mari despre această dezordine pe care o resimt din perspectiva unui profesionist al istoriei. Eu niciodată n-am crezut că istoria este o știință în sensul cartezian al termenului. În sensul în care în chimie, în matematică, în fizică, lucrurile sunt repetabile la infinit. În matematică, 1 și cu 1 fac 2 în orice țară din lumea asta. Și în Rusia și în Ucraina, 1 cu 1 fac 2. Și în Rusia și în Ucraina, dacă amesteci natriu și clor, îți dă sare. Și în Rusia și în Ucraina, bănuiesc că oțelul se călește la fel ca să-l faci inoxidabil. Acestea sunt științe, al căror rezultat, indiferent de condiții, dacă pui aceiași parametri, rezultatul va fi același. Istoria, vedem bine că, din acest punct de vedere, e mai curând o disciplină. O disciplină, evident, ne-o dorim științifică, asta e datoria noastră să ne apropiem de metodologia științifică și să o respectăm. Pe de altă parte, în același timp, bănuim de la bun început oricare ar fi obiectivul căutărilor noastre, că în istorie niciodată nu vei găsi un adevăr valabil, nici măcar în țara ta de-a lungul vremurilor, dar rămite un adevăr recunoscut neapărat peste graniță. Gândiți-vă că, în definitiv, există în continuare diferențe între istoria din Polonia și cea din Lituania. Nu mai vorbesc de cea din Rusia și cea viitoare din Ucraina. Despre cea din România și cea din Ungaria, despre cea din Bulgaria și cea din Macedonia și tot așa. E normal, aproape că ne-am învățat cu aceste diferențe, dintre cea din Grecia și cea din Turcia, nu? Istoria pare a spune povești diferite, dar și în interiorul societăților noastre. Istoria pe care eu am învățat-o în liceu, ca și dumneavoastră, o bună parte dintre dumneavoastră, vă aduceți aminte că nu exista Regina Maria, nu exista Carol I, nu exista Ferdinand. Iată acum, la generația studenților mei sau generația fiului meu, toată lumea pare îndrăgostită de Regina Maria. Regina Maria e de bon ton. Toată lumea știe că Regina Maria îmbrăca ie, era ca negociat la Paris și după Primul Război Mondial și așa mai departe. Ceea ce noi în liceu, deși eram liceu de filologie, istorie, așa ceva n-am învățat. De ce spun noua dezordine mondială? Pentru că plec de la această confidență pe care vă fac, de câțiva ani de zile continuu să fiu surprins de ceea ce se întâmplă.
În ciuda tuturor avertizmentelor pe care le-am primit, avertizmente în care n-am crezut, și o să vă dau câteva exemple cu riscul de a vi se părea, eu știu, fie anecdotice, fie, dacă vă gândiți mai bine, sunt lucruri care vi s-au întâmplat și dumneavoastră. În anul 2020, la Paris, urma să fie un an foarte important pentru... Eram atunci la ambasada României la UNESCO, 2020, și era un an important, din ce motiv? Se împlineau, imaginați-vă, 140 de ani de relații diplomatice dintre România și Franța. 1880, pe vremea domnitorului ulterior regelui Carol I, 1880. În 2020 se împlineau 140 de ani. Și aveam un întreg program pe care îl făcusem, și ambasada României la UNESCO, și ambasada României în Paris, Institutul Cultural Român din Paris. Eu primisem o invitație să țin o conferință la Sorbona despre istoria relațiilor româno-franceze. Conferința era prin aprilie, bătut în cuie. Mai aveam o invitație în ziua de 11 martie de la clubul Rotary din Paris, în sala de bal a hotelului Meurice de pe Rue Rivoli, hotelul Meurice fiind în timpul celui de-al doilea război mondial sediul comandamentului armatei germane. Rivoli este o stradă pe o latură a grădinii Tuilerii, aproape de Louvre, o clădire cu, eu știu, cu o importanță istorică în istoria Parisului. Și în sala de bal de jos se fac întruniri foarte elegante și clubul Rotary m-a invitat pentru 11 martie. Organizasem o săptămână a filmului românesc la Paris, care trebuia să se desfășoare prin mai. În martie, la sfârșit de martie, urma să fie salonul cărții de la Paris. România fusese țară invitată cu ani în urmă, dar oricum aveam un stand an de an în care eram implicați, făceam tot felul de dezbateri, de lansări. Bun. Sfârșit de februarie, totul era în regulă. Început de martie, scriau ziarele despre o gripă prin China, cum va reacționa guvernul chinez la gripa asta, că e o provocare, va reuși să se adapteze guvernul chinez. Cu cât începea martie, cu atât era un fel de nervozitate, aș spune eu așa, se vorbea, pe lângă faptul că se spunea ce bătrânii, ce s-a spus în mod oficial la Paris, familiile să nu-și mai viziteze bătrânii pe care aveau în ceea ce s-ar chema la noi aziluri, EHPAD-uri la ei, Etablissement pour les âgés. Aceste EHPAD-uri sunt niște aziluri foarte elegante, dar familiile au fost sfătuite o vreme să nu-i mai viziteze. Culmea e că apare și președintele Macron care spune că îi sfătuiește pe oameni să nu se mai ducă în EHPAD-uri. Era în jur de 8-9 martie. În seara de 9 martie sun la cei care mă invitaseră la rotarieni, la clubul Rotary din Paris. Îi întreb, zic, bună seara, bonsoir, mai rămâne în vigoare întâlnirea noastră de pe 11? Da, de ce? Da, de ce? Puteți veni, zic eu, pot veni, dar știți discuțiile astea. Nu, nicio problemă. Pe 11 martie am ținut acea conferință la sala hotelului Meurice, o sală plină, erau 12 mese mari, cu câte 10 persoane la fiecare masă, și o a 13-a, care era... Astea erau rotunde și a 13 era oarecum ovală, unde stăteam eu ca invitat și conducerea clubului Rotary din Paris. S-a servit prânzul și înainte de desert pe mine m-au invitat să trec pe scenă unde am ținut o conferință de, la fel, 40 de minute. Timp în care oamenii au luat desertul, au băut cafeaua și care a dorit a mai luat un aperitiv. Am stat umăr la umăr toți acolo, în ziua de 11 martie, mai aproape decât stau aici de domnul Dragomir, evident că erau și membri din comunitatea românească. Unul dintre acești membri, fost campion mondial la natație, un român foarte cunoscut, Vasile Tomoiagă, e foarte cunoscut în comunitatea românească de acolo, și după conferința mea, după ce ne-am luat la revedere, după ce am făcut pozele de rigoare,
El s-a oferit să mă conducă spre casă și mergând cu el zice, măi, ai auzit de gripa asta? Eu sunt așa niște discuții. Da, zic, am auzit, dar zic, uite, simplu fapt că rotarieni ăștia, știți cum se spune și în Franța, ca și la noi, domne, dacă masoni ăștia nu știu adevărul, nu-l mai știe nimeni, ori rotarienii sunt un fel de primasonerie, așa? Eu zic, uite, dacă, rotarienii m-au invitat, înseamnă că nu e ceva serios. El ce, da, zice, îmi fac probleme, el avea oameni angajați, ce îmi fac probleme, ce, pentru că există așa niște zvonuri că ar fi gripa asta, de fapt, i-ar lovi pe oameni în vârstă. Știți ce se vorbea atunci, la început, că ar fi o boală care se scoată din societate pensionarii. A existat și această teorie a conspirației. Și discutam lucrul ăsta mergând spre casă, pe 11 martie. Pe 12 a apărut iarăși președintele Macron și a spus că situația e foarte serioasă și că se ia în calcul închiderea școlilor, închiderea restaurantelor, ceea ce de altfel s-a întâmplat în următoarea sâmbătă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, cafenelele pariziene s-au închis toate, restaurantele toate, școlile. Ce vreau să vă spun? De aici plecasem. Dacă cineva mi-ar fi spus, deci eram în al cincelea an, eu am fost numit în mai 2015 la Paris, dar în al cincelea an, dacă cineva mi-ar fi spus că voi vedea Parisul gol vreodată, dar gol ca peisaj selenar, aș fi spus, nu se poate așa ceva. Zic, e imposibil, n-are ce să se întâmple. Zic, ăștia sunt un popor guraliv, sunt un popor activ, se revoltă ușor, ies în stradă. Gândiți-vă, câteva luni înainte erau vestele galbene pe străzi și întrerupeau circulația și se luau la harță cu forțele de ordine. Zic, nu se poate. Doamnelor și domnilor, în următoarele luni, nu numai că am văzut Parisul gol, dar am realizat și ce înseamnă să fii prizonier într-o colivie de aur. Pentru că a sta închis într-un oraș pe care îl iubești, închis în sensul în care puteai să ieși ca și la noi cu o foaie completată, e drept că noi aveam un card de ambasador pe care mărturisesc că l-am folosit de câteva ori, dar ca să faci ce? Pentru că, în esență, indiferent de cât ai fi ieșit tu, orașul era la fel de pustiu. Și tot ce am făcut în acele luni care au urmat, ca și mulți dintre dumneavoastră bănuiesc, mai ales cei care ați avut ghinionul de a fi prinși într-un apartament de bloc, cum era cazul meu, era un apartament, bun, bloc parizian, dar tot bloc era, două luni de zile drumul era până la alimentară dus întors, timp în care probabil că singurele plăceri accesibile au fost mâncarea și băutura, în condițiile în care, ca să vezi cum se întâmplă în viață, soția mea nici nu era acolo, soția n-a stat cu mine, venea, pleca, eu veneam în țară, plecam. Ea fusese până la sfârșit de februarie, lucra la București, la Teatru Bulandra, lucrează, mă rog, la București. Și evident că n-a stat cu mine acolo în toată această perioadă. A stat până la sfârșitul lui februarie, a stat vreo 10 zile și pe urmă urma să vin eu în martie în București, ea venea în aprilie, povești de genul ăsta. În mai era târgul de carte de la București, Gaudeamus, la care, iertați-mă, Bookfest, cel de primăvară la care aș fi venit eu și tot așa. În ziua de Paște, 19 aprilie 2020, m-am trezit singur și mi-am adus aminte ceea ce șoferul meu îmi spusese înaintea conferinței mele de pe Rue de Rivoli. În ziua în care mergeam spre conferință, eu i-am spus, evident, aveam un șofer foarte de treabă, un om în pragul pensiei și m-a dus la Hotel Meuris și îmi spune ce domnul ministru, să vedeți cum facem noi Paștele pe aici. Zic, hai domne, cum, de unde, nu mai cobiți așa. Că și el avea soția în țară, șoferul. Zic, nu mai cobiți așa, de unde? El asculta posturile românești și nu vă mai spun ce posturi românești, cele mai complotiste le asculta. Și zic, nu mai spuneți prostiile astea de le auziți la televizor, zic, cum să facem Paștele aici? E bine, Paștele a căzut în 2020 pe 19 aprilie, mi-a fost clar că voi fi singur. Sportivul de care vă spuneam, fostul nostru campion, așa dintr-un sentiment de solidaritate m-a invitat la
dânsul acasă, dar ca să fiu deschis, prima dată i-am spus că merg, că aș fi mers decât să stau singur în casă, după care m-am gândit, zic, bun. Ah, apropo, șoferul meu s-a îmbolnăvit printre primii. În primii 7 oameni din ambasada României a fost și el. Evident că atunci, acum era, nu știai ce se întâmplă, boală, cât de grav. A trecut finalmente foarte ușor, dar nu contează, a fost printre primii îmbolnăviți, nu l-a mai chemat deloc. Și m-am gândit, zic, dacă vine să mă ia Vasile Tomoiagă, înseamnă să mă ia dimineața, să mă aducă seara, înseamnă că nu bea nimic toată ziua de Paște la el acasă. Zic, mă jenă, cum pot să-i cer omului? Nici nu puteam să rămân la el la peste noapte, că nu mai fusesem în situația asta. Și până la urmă am spus, zic, Vasile, îți mulțumesc mult, dar las că stau acasă. Și asta am făcut. Nu m-aș fi așteptat în viața mea, pe de o parte, să stau singur de Paște, adică asta e ceva ce nu-ți imaginezi. Pe de altă parte, să văd golul din jurul meu. Și fobia aia în care căzusem cu toții, în zilele alea, chiar în săptămânile de recluziune, imaginați-vă că am avut o minoră problemă la baie, la sursa de apă de la baie, la voar, chiuvetă, și i-am spus proprietarului meu, locuința unde stăteam era închiriată, evident, i-am spus proprietarului, proprietarul a trimis un instalator și nu voi uita niciodată comportamentul meu în raport cu el și al lui în raport cu mine, adică ne evitam. Cât timp a fost el în bucătărie, eu stăteam la o cameră distanță de el. La un moment dat mi-a spus că are nevoie de o scară. Eu m-am dus în altă cameră ca el să traverseze living-ul în care eram eu, a luat scara, s-a întors, el cu mânuși în mâini, amândoi, bineînțeles, cu măști. După ce a plecat, am dat cu spirit pe mânerul ușii și prin interior și prin exterior. M-am uitat la scară dintr-o dată și am rămas, zic, op, ce fac? Am luat de pe muchie toate cele trei muchii cu o cârpă îmbibată în spirit, așa că mă gândeam, cine știe dacă ating vreodată scara? Deci genul ăsta de nebunie prin care am trecut și acum, care într-un fel, acum aș zice că m-ar distra, deși în ultimele zile, auzind că iar ar fi posibil să o luăm de la capăt, nici nu mai știu ce să zic. Atunci, în orice caz, eu am fost unul dintre cei care am fost ferm convins că dacă respectăm acea primă perioadă, facem un sacrificiu și ca să ne fie tuturor bine. În ciuda, repet, avertizmentelor acestui om, care a ieșit la pensie, cum v-a spus, fără mare școală, adică nu avea omul, nu avea facultate, nu avea... Era un șofer care își făcea bine treaba și care mi-a spus, să vedeți cum rămânem noi singuri de Paști. Eu zic, hai domne, fugi de prostiile. Sar peste timp. Suntem în februarie anul ăsta. Deseori mi se întâmplă să mai merg cu taxiul prin oraș, când ajung dintr-un loc în altul. Spre, bineînțeles, bucuria mea de multe ori, șoferul, zice, domn profesor, vă recunosc, zice, ce ziceți, ce mai faceți, ia, spuneți cu tare. Oamenii amabili, de regulă, și urc într-un taxi unde respectivul șofer, la fel, domn profesor, ce faceți, mă? Zice, domne, zice, ia spuneți, iese război. Era, vă zic, în jur de 15 februarie. Eu zic, nu iese, domne, niciun război. Ce război să iasă? Domne, zice, nu știu ce să spun, zice, parcă așa, zice, parcă mi-e frică. Zic, nu iese, domne, niciun război, zic. Fiți convins că nu iese niciun război și își încordează mușchii Putin, vrea să obțină negocieri. Zic, n-are ce câștiga dintr-un război. A, el nu știu, da, nu știu ce să spun, zice, ați văzut și Jocurile Olimpice, la care el zice, domne, dar știți ce aș face eu? Dacă aș fi Putin. Zic, ce-ați face? Ce-ți, domne, aș ataca pe 24 februarie. Deci țineți minte ce vă spun. Eu zic, dar de ce pe 24 februarie? Păi zice, pe 21 se termină jocurile. Și le-aș da 3 zile tuturor țărilor, tuturor echipelor să se retragă din China, pentru că dacă o face, sigur e înțeles cu chinezii. Dacă Putin o face, e înțeles cu chinezii. Zic, haideți, domne, terminați. Zic, astea sunt conspirații. Zic, cum puteți crede așa ceva? Zic, de ce ar avea de câștigat dacă atacă? De ce s-ar înțelege Putin cu chinezii? Ce ar avea de câștigat dacă s-ar înțelege? Ce da, zice, așa am zis și eu. Zice, eu l-aș da 3 zile după ce se termină Jocurile Olimpice.
Și după aia și începe războiul. De atunci mă urmărește lucrul ăsta și zic, Dumnezeule, zic, nu contează faptul că am terminat o facultate, nu contează faptul că am fost ministru, nu contează faptul că am fost ambasador, nu contează faptul că am scris cărți. Eu, în jur de 15 februarie, mă gândeam că Putin are de ce să atace. De asta vă, cum să spun, îmi propusesem să vă vorbesc despre această nouă dezordine mondială, pentru că eu am sentimentul că trăiesc în orice caz și cred că și dumneavoastră, trăim în această nouă dezordine. Din acest motiv, poate că suntem puțin debusolați, în același timp, fiind persoane raționale, ne impunem să ne păstrăm calmul, gândindu-ne că am trecut și vremuri încă și mai grele. Și iată ce vreau să vă spun în continuare. Eu 22 de ani am trăit în timpul regimului comunist. În momentul în care regimul comunist a căzut, eram ferm convins că decembrie 89 va rămâne cel mai important eveniment istoric al vieții mele. Mă gândeam că n-are ce să se întâmple ceva mai puternic, cu mai mare impact. E bine, astăzi nu mai am această siguranță. Mai mult de atât, am făcut acum un calcul și sunt 25 de ani de când am telefon mobil. Asta e, cum să spun, un calcul pe care îl puteți face oricare dintre voi. Apropo, eu am trăit mai mult cu telefonul mobil în buzunar decât am trăit în comunism. Dar nu e un lucru la care să te gândești mereu. Și mi-am adus aminte și ce condiții mi-am luat primul telefon mobil. Conex Go, dacă vă mai spune cineva, dacă vă mai aduceți aminte de aventura asta, doamnelor, veniți aici repede! Sunt niște scaune care vă așteaptă, să nu stați în picioare. Așa. Vă rog. E bine, imaginați-vă că atunci, în contextul în care, evident, stăteam cu soția relativ proaspăt căsătoriți, n-aveam nicio șansă de a obține un abonament de telefonie fixă, se obținea foarte greu. Când a apărut telefoanele mobile, care bănuiesc că erau relativ scumpe, pentru că n-am luat amândoi, am luat doar eu, adică nu, soția l-a luat după ani, și l-am luat în ideea că ne plănuisem să avem un copil. Dintr-un motiv foarte simplu, să chem un doctor, să chem salvarea. Și acum îmi dau seama că, de fapt, primul telefon mobil nu l-am luat din niciun fel de altfel de, eu știu, de fiță, cum ar spune studenții de acum, l-am luat din simplu fapt că nu aveam telefon fix și nu aveam șanse prea curând de a obține unul în acel apartament în care locuiam. Vă dați seama ce vă spun eu, se întâmplă prin 1997, eram asistent la Facultatea de Istorie, cu salariu relativ mic, într-atât de mic încât astăzi, revăzându-mi, și este domnișoara, nepoata domnului Dragomir, care întâmplarea face să fie și studenta noastră la resurse umane la universitate, când mai trimite din când în când fișele cu angajarea mea, sunt realmente uimit făcând paritatea la ce ar însemna astăzi. Pentru că internetul îți dă posibilitatea să afli valoarea, dacă aveai, nu știu, dacă aveai 127.000 de lei atunci, vezi care e paritatea de acum, salariile erau mici în învățământ, au rămas mici în învățământ de altfel, dar, în fine, O perioadă de care încercam să scap făcând meditații ca să plătim chirii și din acești 22 de ani pe care i-am petrecut în timpul regimului comunist, 18 am stat în orașul natal, la Craiova, după care a intervenit evident armata, cum se făcea pe vremea noastră. Eu am făcut-o înainte de facultate. Ceea ce, ca tată de băiat astăzi, am iarăși un sentiment amestecat și n-aș vrea să se supere pe mine, văd tineri în sală care probabil n-au făcut armata, e un lucru admirabil că nu se mai face armata. Pe de altă parte, uitându-mă la studenții mei, uitându-mă la băiatul meu, îmi dau seama că parcă într-un fel le-ar fi prins bine. Și să vă spun și de ce.
Am fost 4 ani de zile decanul Facultății de Istorie. Eu n-am avut probleme cu studentele, câte probleme am avut cu studenții, cu băieții. Fetele se maturizează oarecum natural. Adică fetele sunt puțin, mă refer la maturizarea mentală în primul rând. Sunt ceva mai stăpâne pe ele, mai conștiente de ele. Băieții, în bună parte, își prelungesc infantilizarea, infantilismul, inclusiv la nivelul studenției, fără niciun fel de probleme. Și dacă aș ști ce discuții aberante aveam cu studenți care veneau în biroul meu de decan cu mama, vorbesc foarte serios, veneau cu mama, care vorbeau mamele spunându-mi: știți că aș vrea să-l ajutăm să găsim o cale, are câteva restanțe. Zic, câte restanțe aveți? Zice, vreo 13. Zic, cum 13? Cum puteți avea în anul 3 13 restanțe? Zic, am mult. Ce, da, mama. El bânguia ceva, dar nu vorbea. Mama, ce știți, a avut o depresie. A, zic, asta e serios. Nu, zic, chiar e serios. Zic, v-ați tratat? Da. Păi zic, o să găsim o cale să dăm restanțele. Și eu la un moment dat, așa poate indiscret într-un fel, dar nu m-am putut abține. Și eu având un băiat și gândindu-mă măcar să fi pregătit, și îl întreb, zic, da, o prietenă aveți? Zice, da, zice, am vreo 150-200, zic, nu pe Facebook, zic, o prietenă aveți? La care mama, vezi, mamă, ți-am spus și eu. Evident că n-avea o prietenă. Adică n-avea genul de prietenă cu care să iasă în parc. Și am spus, zic, ia căutați-vă o prietenă. Și s-ar putea, dacă ieșiți cu ea prin parc, să vă treacă depresiile. S-ar putea, nu știu dacă e calea cea mai directă, dar s-ar putea lucrul ăsta. Da, el așa dădea din cap neîncrezător și zic, cum se face că 2 generații în urmă, dacă admitem că o generație are 20-30 de ani, e adevărat, 20 de ani avea pe vremea lui Homer. Homer spune că pe vremea aia, la 20 de ani, un bărbat avea primul copil și de aici ideea de generație. Astăzi aș zice că e poate pe la 30 de ani. Deci cu 2 generații în urmă, dacă admitem 30 de ani, deci acum 60 de ani, păi iertați-mă, dar un bărbat care venea din armată era bun de căsătorie. Își făcea propria lui familie, într-un fel. Uitându-mă la băiatul meu, mă gândesc, zic, Doamne, ferește-l de o mobilizare, pentru că nu știu ce ar ieși. Și la el și la colegii lui. Ferească-l Dumnezeu de o mobilizare, că nu-mi dau seama, adică cred că eu aș nebuni înaintea lui. Ei probabil s-ar duce cu entuziasmul tinereții, dar ideea că ar putea fi mobilizat un om căruia nu i s-a dat șansa să învețe să se apere, mie mi se pare de domeniul incredibilului. Ori ei n-au fost învățați să se apere. Ei, singura lor manieră prin care s-au apărat în viața lor tânără a fost asta în ultimii ani. Și pe mulți dintre ei a prins ideea de mască și de apărare prin mască, și o să-i vedeți că tinerii sunt mai disciplinați, de fapt, decât oamenii, să zicem, de-a doua generație. Elevii, cu cât sunt mai mici, cu atât au fost mai convinși de faptul că masca trebuie să se facă parte din viața noastră de zi cu zi. Merg mai departe prin a vă spune că după această armată pe care eu am trecut-o într-un fel fiind convins că îmi va organiza viața. Eu mă gândeam că după ce termin armata se va întâmpla ceva cu mine, în sensul în care eram pregătit mental, probabil din familie, să cred că după armată urmează și o maturizare miraculoasă, ceea ce e aiurea, că bărbații se maturizează foarte greu, dacă se maturizează vreodată, dar, mă rog, asta e altă problemă, nu vreau să intru în detalii. Ideea socială acceptată era că după acea armată, după ce satisfăceam stagiul militar, cum se chema atunci, deveneam studenți, cum a fost în cazul meu, și aici a intervenit prima mare surpriză a vieții mele. În virtutea faptului că părinții mei au fost foarte permisivi, eu și sora mea suntem tipuri mentale total diferite, imaginați-vă că sora mea e profesoară de informatică
Eu n-am strălucit niciodată la matematică. Nu o spun cu mândrie, dar o spun ca un fapt. Cum v-aș spune că n-am fost bun la desen. Nici la desen n-am fost bun. Serios, n-am fost bun la desen. Sora mea era foarte bună la matematică, drept care astăzi e profesoară de informatică. Eu am fost mai curând pe partea asta umană și când le-am spus alor mei că aș vrea să dau la istorie, n-aș zice că au fost încântați. Dar nici nu m-au împiedicat. Nu m-au împiedicat, mi-aș spus doar că vezi că nu e istorie la Craiova. Da, și atunci am realizat și eu că poate ar fi cazul să mă... La Craiova era filologie, într-adevăr, și poate m-aș fi dus la filologie, dar a intervenit, cum v-am spus, imaturitatea mea de atunci. Nu m-am dus la filologie din simplu fapt că toate colegele mele mergeau la filologie. Foarte puțin băieți mergeau la filologie, în schimb toate colegele mergeau la filologie. Mă dați seama, dintr-o clasă de 33, care am terminat clasa 12-a, noi eram 7 băieți și 26 de domnișoare. Ori e plăcut în liceu, proporția asta e admirabilă în liceu, dar pe urmă, la sfârșitul liceului, când vezi că majoritatea colegilor se duc la filologie, parcă nu m-am simțit așa încurajat. Un singur coleg a mers și el la filologie și zic noi, aveam de la drept filozofie și istorie. Filozofia și istoria erau atunci împreună. În fine, am ajuns student la istorie și aici vă spun că a fost una dintre marile surprize plăcute ale vieții mele. Acasă mi se spunsese ce ai grijă că e o facultate politică. Ai grijă ce spui pe acolo, ai grijă ce faci, să nu te iei în colț cu aia, să nu răspunzi, să nu... Eu venind dintr-o familie care în mod clar a fost... Acum îmi dau seama că părinții mei au fost totuși marcați, au fost tinerețea lor, a fost marcată de destinul bunicilor mei. Bunicul patern a făcut închisoare pentru tatăl tatălui meu. A fost primar într-un sat din Dolj, Galicia Mare. A fost primar în timpul lui Carol al II-lea. Fiind inginer viticol, probabil a intrat în frontul... frontul Renașterii Naționale. Altă politică n-a făcut în afară de frontul Renașterii Naționale, nici nu l-au luat în primele valuri, dar l-au luat prin 58. În 58, când taică meu termina liceul și să dea la facultate, a avut ceva probleme taică meu pe tatălui fiind arestat, nu i-a fost foarte comod tatălui meu în 58, născut în 38, taică meu avea vreo 20 de ani. Drept care ai mei au fost bunicul meu matern, cu pământ mult, familie bogată, bătut la miliție să dea pământul la colectivizare, povești de genul ăsta care erau menite a-i umili pe oameni, drept care sfatul al lor mei când le-am spus că dau la istorie, ce ai grijă ce faci că acolo, nu e ca în liceu, nu poți să vorbești atât de liber. Doamnelor și domnilor, nu numai că m-am trezit într-o facultate cu mult mai liberă decât mă așteptam, dar imaginați-vă următoarele două evenimente reale pe care eu le povestesc acum ca să le țin eu însumi minte și în momentul în care voi scrie vreodată așa povestea vieții mele să mi le aduc aminte și să mi le păstrez fără înflorituri. Profesorul de filozofie era un domn Stepanescu. Profesor de filozofie. Noi filozofia nu o iubeam foarte mult pentru că evident era filozofia marxistă, de fapt nu era marxism, era materialism dialectic, asta e povestea, că noi nu învățam foarte mult marxism. Da, era materialism dialectic și istoric. Și acest profesor, de care noi ne-am apropiat greu așa, pentru că ne gândeam că trebuie să învățăm poveștile alea interminabile, filozofia de atunci, la una din primele ședințe intră, era toamna anului 88, în anul întâi, noi intrasem și era noiembrie, așa era frig în universitate, era foarte frig, cum vă puteți da seama, și intră el în sală și el zice, măi, ce închideți? Noi țineam geamurile deschise pentru că, imaginați-vă dacă o cunoașteți centrul Bucureștiului, dacă știți unde e statuia lui Mihai Viteazu, Facultatea de Istorie este chiar în fața statuii lui Mihai Viteazu, peste stradă față de statuia lui Mihai Viteazu. Și noi după masă lăsam geamurile deschise pentru că era soarele la asfințit. Soarele apunea oarecum în spatele, așa trecea pe deasupra statuii, apunea prin spatele statuii lui Mihai Viteazu.
Și mai bătea soarele alea în geam. Și el zice, măi, închideți mai geamul ăla de acolo, că răcesc oameni din stație. Deci în stație era o stație de autobuz. Zic, opa, zic, ăsta e, are ceva, de ce vă spune în 88? La trece un an, la sfârșitul anului întâi ne-a luat pe cei cu media între 9 și 10. Nu după examenul de admitere, după primul an. Și ne dă convocarea într-o sală acolo, același profesor de care v-am spus, Stepănescu, ce măi, băieți, eram băieți și fete, bineînțeles, ce uite, voi aveți media între 9 și 10, n-am ce să vă fac, el, așa a început, n-am ce să vă fac, dar veți fi făcuți membrii de partid înaintea celorlalți. Ah, când am auzit noi, în fine, sincer, eram pregătit să fiu făcut membru de partid. Adică nu am avut acest curaj, dar cum au fost alții. Și evident că acei oameni trei admirați, am avut mai multe fete decât băieți, care au spus, domne, noi nu vrem, nu sunt pregătit. Nu, ești la alții, zic, a, stai, zic, ce să mai dau telefon la ei mei, mama, mă uit așa și așa, da, stai, taci din gură, taci din gură. Vorbim când vii acasă, nu vorbim prin telefon, taci, du-te, du-te. Bine, zic, ok, am început cursurile. Și ne spune profesorul Stepanescu ce veți face niște cursuri săptămânale în care veți studia statutul Partidului Comunist Român și veți fi, după în fiecare săptămână, veți fi întrebați să cunoașteți statutul. Eram 10 oameni din 40, un procentaj mare, asta înseamnă vreun sfert din anul de 40, erau totuși note mari în anul întâi și noi învățam, adevărul e că poate am uitat să vă precizez, la admitere au fost 13 pe loc, 13 virgulă pe loc și era o concurență mică. La drept erau 25, la medicină erau peste 25, la arhitectură erau 40 pe loc. La noi 13 virgulă era suportabil, deci drept care noi când intram parcă erau niște mânji scăpați în libertate și în anul întâi cu toți învățam. Pe urmă, anul 2-3, fiecare își mai alegea din cei 4 ani, pe parcurs îți alegeai specializarea, dar în anul întâi toți eram buni. Și ne-a luat 10 cu media între 9 și 10. Și zice, uite, așa veți face săptămânal? Și noi, domnule Stepănescu, dar vom face cu dumneavoastră? Nu, nu, nu veți face cu mine, veți face cu un profesor de la Academia Ștefan Gheorghiu. Noi toți, ne dădeam coate, zic, cine o fi, cum o fi? În fine, la prima ședință, un domn, mărunțel așa, să zic pe la vreo 55-60 de ani, mărunțel, zâmbitor, într-un costum cu cravată foarte regulamentar așa, foarte amabil, dragilor, nu știu dacă ne-a zis tovară studenți, tind să cred că nu ne-a zis tovară studenți, dragilor, ce uite, vom face câteva sesiuni, era octombrie, 89, doar ce începuse anul universitar. Ce vom face câteva ședințe de statutul Partidului Comunist? Să nu vă speriați, ce vor fi discuții, va trebui să discutăm și voi veți fi făcuți primii membri de partid ca să dăm un exemplu celorlalți studenți. Cum se făcea? Oricum, ca să fii profesor, deja nu mai era posibil să fii profesor de istorie dacă nu eram membru de partid. Și noi, evident că ne așteptam să fim repartizați la sfârșitul anului 4, cum era atunci sistemul de repartizări. Am început noi, în fine, mai temători, prima dată, una din primele lecții, rolul conducător al Partidului Comunist, al Partidului Unic, era așa, era rolul conducător al Partidului Unic, forță motrice a transformării, modernizării societății socialiste multilateral dezvoltate. Și noi ne intraseră cuvintele astea într-un fel, dacă ajungeai în anul 2 de facultate, cum eram noi, limbajul ăsta l-aveai deja în membrana urechii, legai cuvintele automat. Și repetam poveștile astea la care el... Stați puțin, gândiți ce spuneți. Și uitați-vă puțin în jur. Ce voi vedeți ce se întâmplă în Polonia? Voi vedeți ce se întâmplă în Ungaria? Era în octombrie 89.
Noi am rămas interziși. El zice, dragilor, marxismul nu e o dogmă. Marxismul este o constelație de idei. Trebuie să vedem ce se întâmplă. Nu trebuie să plecăm de la ideea că marxismul e osificat. Uitați că sunt schimbări în politică, chiar în țările socialiste. Trebuie să fim atenți ce se întâmplă. Ne-a lăsat lați pentru că nu eram pregătiți la o asemenea sinceritate să discutăm cu el. Vă scurtez povestea. Vine Revoluția, vine Ion Iliescu la televizor. Pe cine văd în spatele lui Ion Iliescu? Vă mai aduceți aminte de un domn, Dan Marțian? Dan Marțian. Ăsta era profesorul de socialist științific de la Academia Ștefan Gheorghiu, care venise să ne facă pe noi membri de partid și care ne-a spus textual ce măi, nu mai vorbiți așa cu clișee. Uitați-vă ce se întâmplă în Polonia, în Ungaria. Să știți că lucrurile evoluează, marxismul nu e o dogmă înțepenită. E, asta, deci asta va trebui să spun mai departe, pentru că asta mi s-a întâmplat mie în octombrie 89, în condițiile în care, evident că n-am mai apucat să fim făcuți membri de partid, deci într-un fel Ceaușescu ne-a salvat de la a deveni membri de partid, dar nu că aș avea ceva cu părinții mei, au fost membri de partid, cum au fost probabil foarte mulți români, mai bine zis taică meu, că maică mea n-a fost demnă probabil, bărbații erau într-un fel, cred că erau procentual, erau mai mulți bărbați totuși decât, da, și bărbații erau luați mai din vreme. În fine, facultatea a fost unul dintre lucrurile care m-au surprins și atenție, mai ales primii ani, un an jumătate cât am prins în vechiul regim, pentru că imediat în anul 2, în semestru 2, a venit Revoluția cu tot haosul de atunci, cu tot și cu oportunitățile de atunci, pentru că n-are rost să ne ascundem. Ce spuneți? Poate pânzile sus a dat serialul. Da, exact. Ei, ce vreau să vă spun, pregătindu-mă de final? Și încă o dată vă rog să vă pregătiți și dumneavoastră întrebările. Imaginați-vă că în 1995, la 2 ani după ce terminasem facultatea, facultatea a terminat-o în 93, în 1995, în urma unei polemici pe care am avut-o cu o profesoară venită de la Paris, față de care am fost puțin obraznic, cum si se întâmplă să fii la 20 de ani? Adică de multe ori mai greșim și suntem așa mai încăpățânați poate decât trebuie. Eram la o școală doctorală de limbă franceză care se ținea la București. Fosta mea decană, Dumnezeu să o odihnească că a murit acum câțiva ani, Zoe Petre, înființase cu Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris o școală doctorală regională, se chema la București, în limba franceză, și venise această profesoară franțuzoaică, o chema Rosemarie Lagrave, Rosemarie Lagrave o chema, și ținea niște cursuri. Și în funcție de aceste cursuri urma să plecăm să facem doctoratul prin diverse țări. Imediat, hai că imediat puneți întrebarea, imediat. Da. Doamna, nicio problemă, e loc pentru toată lumea. Nu ne grăbim, fiți atenți. Această doamnă, în momentul în care eu i-am dat la sfârșitul anului, se făcea un an de zile la București și fiecare dintre noi dădeam câte o lucrare. Și eu am dat o lucrare bătută la mașină, cum puteți bănui. Suntem în 1995, prin mai. Și eu aveam acolo un subtitlu, raportul mase-conducător, mase-liniuță-conducător, în opera teoreticienilor, virgulă, de la Marx la Ceaușescu. Și doamna Rosemarie Lagrave mă cheamă, Adrian, nu-l pune pe Marx lângă Ceaușescu. Eu zic, doamnă, zic, dar nu-l pun pe Marx lângă Ceaușescu. Zice, Adrian, zice, nu-l fă pe Marx vinovat de Ceaușescu. Zic, nu, doamnă, nu-l fac vinovat. Dar zic, Marx a fost teoretician. Ceaușescu a scris 32 de volume. Vrea să arate și el că e teoretician. Zic, în sensul ăsta nu-i pun unul lângă altul, dar Ceaușescu spunea că e marxist. Nu, te rog, jetam prin, nu.
Ea spunea nu și nu, eu zic nu-mi schimb teza, n-a cedat nici dânsa, n-a cedat nici eu și mă trezesc că nu mai eram primit la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Supărat puțin, așa vă dați seama, mă duc la Zoe Petre, care era doamnă, zic, ce nebun asta, de ce ți-a dus-o pe comunistă asta aici, zic, alta profesoară din Franța nu găseați? Ce dragă, dar tu nu știai că așa sunt toți profesorii universitari în Franța, zice, majoritatea sunt de stânga, doamna a fost sindicalistă în vremea ei, ci ce te-a pus să te, apuși, să te ceri cu ea? Și eu zic, gata, nu-mi trebuie, nu mă duc la niciun Paris, zice, nici să nu te duci la Paris. Ce uite ce-ți propun, ce mergi în Canada. Că zice, eu am trimis lucrările voastre și la Bruxelles și la Quebec, în Canada, Quebec, și zice, a ta, sunt interesați de tine cei de la Universitatea Laval din Quebec. C'e un profesor acolo care mi-a spus că e interesat de lucrarea ta. Așa am ajuns în Canada. Prin virtutea faptului că mă certasem, eu vroind să merg, de atunci dorind să merg la Paris. Am ajuns în Canada unde a fost unul dintre imensele șanse ale vieții mele. Am dat de un profesor polonez, evident naturalizat canadian, fugise din Polonia în 68, ca tânăr, acum era la apogeul carierei, Bogumil Jevsievitski Kos, cu el mi-am făcut al doilea an de masterat acolo, unul făcusem în București, al doilea an de masterat și cu el am început doctoratul și l-am terminat acolo. De ce vreau să vă spun că am fost norocos? Niciodată n-am fost mai mândru de școala pe care am făcut-o în România. Vreau să spun că le dădeam clasă, cu ușurință. Nu numai eu. Mai erau vreo 4 studenți români și mai erau și studenți polonezi, mai erau studenți din Croația. Ne jucam cu studenții canadieni. Nu numai că știam istoria Europei mai bine ca ei, ceea ce ar fi normal, dar știam și istoria lumii mai bine ca ei, știam istoria Americii mai bine ca ei. Și ajunseseră să ne privească cu un respect și ne invitau pe acasă și spunea, mamă, mamă, uite, ăsta e colegul meu venit din România, zice, știe, carte, e bun. Și am stat din 95, am început până în 97 primul semestru masteratul și în 2002, 7 ani de zile, am făcut drumul București-Quebec, practic în fiecare an, condiționat de următorul lucru. Trebuia să stau 3 luni pe an în Canada ca ei să-mi poată da bursa, trebuia să stau 4 luni pe an, adică un semestru în România, ca să rămân asistent la București, pentru că eu deja eram asistent și n-am vrut să renunț la postul meu de la Universitatea București. Au fost unii dintre cei mai frumoși 7 ani din viața mea, pentru că schimbam 2 lumi, București, unde lucrurile erau încă în fierbere, vă dați seama, am prins din 95 tot ce vă puteți imagina până în 2002. Victoria lui Emil Constantinescu, căderea lui Emil Constantinescu, al doilea mandat al lui Ion Iliescu, începutul discuțiilor despre NATO, 97, summitul de la Madrid, pe urmă, în fine, am intrat în summitul de la Praga, în 2002 ne-au acceptat. În anul în care noi am fost acceptați în NATO 2002, în terminam doctoratul la Quebec, în condițiile în care eram și am rămas, și atunci eram, adică ăsta a fost un sentiment care nu te poate... Am fost atât de mândru de școala pe care am făcut-o și de profesorii pe care i-am avut și care mă gândeam, zic, măi, au avut o fracție din salariul celor de aici, n-au birourile lor, n-au bibliotecilor lor, oricum toate astea, cum au făcut de ne-au pregătit atât de bine? E bine, e o întrebare care mă mai bântuie și astăzi și închei prin a vă spune că o bună parte din dezordinea asta despre care vă vorbeam, o resim și ca profesor. Pentru că eu sunt profesor acum într-o facultate în care nu se mai dă examen de admitere. Cum să spun, ca să fiu foarte deschis cu dumneavoastră, deseori trec studenți care clar n-ar merita să treacă. Și de ce trec? Îi trec eu, doamnă. Eu mi-asum propria răspundere pentru ceea ce fac. Nu zice UE. Dar cum să spun, mă gândesc. Măi, zic, ăsta măcar vine la o facultate, îl văd, cât îl văd eu și am controlul asupra lui, poate aș fi mai dur. Doamnă, dar cei care au terminat acum anul 3, i-a găsit pandemia în
2020 era un semestru 2 al anului 1. Ei au făcut doar o jumătate de semestru, au făcut un semestru din anul 1 liber, față în față cu colegii, după care au fost despărțiți de colegi și de profesori. Pentru ei școala a însemnat un ecran și au revenit în martie-aprilie anul ăsta. Au revenit, eu un fel de a spune, că unii dintre ei n-au mai revenit niciodată, că n-aveau gazde. Dacă nu erau în București la părinți, n-aveau gazde. Unde să găsești în martie-aprilie când s-a dat din nou drumul anul ăsta? Ce să faci? M-am gândit, zic, mă, după ce că au fost loviți de pandemie și nu s-au cunoscut, anul 3 de acum n-au făcut nici bal de sfârșit de an. Au făcut o ceremonie de aia filmată în care și-au aruncat togiile alea în sus, dar ei pe urmă n-au mers la un dans. Sau la o... Pentru că nu se cunoșteau, de fapt. Câțiva dintre ei erau prieteni pe Facebook sau... Dar ei nu se cunoșteau între ei. Ceea ce mie mi s-a părut dezastros pentru tinerețea lor și să-i mai și pic în condițiile astea, zic, lasă-i că au fost suficient de loviți de soartă. Cam asta, ăsta e, doamnă, motivul sincer pentru care... Da, deci, oameni buni, știu că m-am prelungit, dar un minut e totdeauna privilegiul celor care vorbesc. Închei spunându-vă următorul lucru. În toată această dezordine, și eu ca și dumneavoastră, eram deja pregătit cu ani în urmă spre o, spre o, cum să spun, o schimbare a societății. Și trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi acceptăm mai multe lucruri decât ce am fi acceptat acum 20 de ani. Bună oară, câtă vreme am stat la Paris, serios vorbind, poate că la început m-a așa sare în ochi puțin, bună oară când te plimbi prin oraș, cum mi se întâmpla mie, mergeam foarte mult pe jos și trecând prin fața unor primării, vezi cupluri care se căsătoresc. Cuplurile care se căsătoresc mereu îți atrag privirea. Dar atenție, poți să fie femeie cu bărbat, o să fie bărbat cu bărbat sau femeie cu femeie și prima dată am fost puțin surprins când am văzut doi bărbați. Și când mi-am dat seama că de fapt ei sunt... Da, mă rog, asta la început în 2015 când am ajuns, ulterior lucrurile au trecut. Deci eram pregătit pentru ideea de schimbare și o asimilasem eu însumi. Dar vă propun să vă gândiți, nu cumva criza ne întoarce mereu la tradiție? Uitați ce s-a întâmplat în Ucraina. Cu un an înainte de pandemie, am condus o foarte mare adunare generală la nivelul UNESCO, în calitate de președinte și am fost foarte mândru, dar erau țări care nu mi se adresau cu chairman, domnule președinte, chairperson e un termen neutru între femeie și bărbat, nu ești nici chairman, nici chairwoman, ești chairperson. Am zis ok, da, persoană președinte, ok, nu e nicio, adică mă obișnuisem, revin, 2022, conflict în Ucraina, ce se întâmplă? Femeile și copiii pot să plece, bărbații rămân și luptă. Deci, dintr-o dată, toată această deschidere pe care o aveam și toată această schimbare pe care o acceptam, vedem că în condiții de criză, este imediat dată înapoi, femeile și copiii pleacă, bărbații rămân și luptă și n-au voie să iasă din țară. Deci, într-un fel, ne întoarcem la... Și pe Titanic la fel a fost, după cum puteți bănui, femeile și copiii au fost invitate în bărci, teoretic, mă rog, dar oricum au plecat, au scăpat într-un număr mai mare decât bărbații. Deci asta face parte din, și asta face parte din această dezordine despre care v-am vorbit, la rândul meu dezordonat, dar n-avea cum discursul ăsta să fie foarte, cum să zic, foarte structurat câtă vreme cât eu constat că prezentul nu mai e. Sau poate reperele mele sunt puțin rămase în urmă. Cu timpul, evident, sunt și eu un om trecut de 50 de ani, adică deja nu mai pot gândi ca fiul meu. Poate nici n-ar fi normal să gândesc ca fiul meu. Poate că maniera în care el vede lumea e mult mai justă decât maniera mea și asta mă face într-un fel să mă simt uneori în zigzag într-o realitate pe care uneori o înțeleg, alteori nu o înțeleg, uneori se întâmplă ca șoferul meu să-mi dea lecții, alteori se întâmplă ca un șofer de taxi să fie mai calculat decât mine în probleme care, pe care
Te-ai aștepta că la un fost ministru de externe să-i fie mai clar. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule profesor, mulțumesc și eu trebuie să recunosc că m-a surprins. Nu credeam că va fi un discurs atât de personal. Mă așteptam să văd un taliban liberal, pare un oximoron, dar dimpotrivă am văzut un cu multe incertitudini, cu mult bun simț, capabil să recunoască pe celălalt și cu un discurs extrem de personal, care cred eu că ne-a captivat pe toți, dovadă că n-a ieșit niciunul din sală.